Dimineața de la pensiunea Casa Ecologică. Mamă, ce bine am dormit, așa că începem un super episod cu energie și cu motivație să mergem mai departe. Redescoperim România, continuă. Stau pe șezlong, este excelent, puțin după ora 8, condiții foarte, foarte bune, chiar dacă nu o să reușesc să stau la piscină, deși piscina este chiar aici. Hai să vă arăt. Chiar aici. Mergem să ne facem treaba, pentru că, da, călătorului stă foarte bine cu drumul. Ce am găsit aici la pensiunea ecologică mi se pare super. E foarte drăguț, așa după cum puteți observa. Cu siguranță o să mă mai întorc aici dacă revin pe traseu. Foarte frumos, liniște, pace și totul îngrijit. E așa ca un ansamblu de tabără, dar să știți că sunt condiții extraordinare, inclusiv aer condiționat, inclusiv căsuțe de lemn cu pridvor, cu o mică terasă în față unde poți să stai, să te retragi seara pentru, nu știu, un joc de societate sau pentru discuții, pentru un scurt briefing după ce ai făcut în ziua precedentă. Și acum hai să vă arăt camera. Suntem pe un mic hall, pentru că suntem într-o clădire principală și nu la căsuțe. Foarte drăguț. Pensiunea ecologică, ceea ce înțeleg eu că este 100% sustenabilă. Sunt într-un fel de mansardă, e un pic cald, dar o să fac răcoare, am televizor. Am frigider, am o oglindă, vă salut, am un cuier, ăsta e acoperișul, pătuțurile, toaleta, foarte drăguță, sincer, îmi place cabina de duș, e foarte, foarte simpatic. După micul dejun, servit evident pe terasă, ne întoarcem la V-clasul nostru, Mercedes-Benz Star Experience, așa cum îi stă bine unui pasionat auto. Mulțumim ATP Motors pentru că ne-ai pus la dispoziție super mașina cu care ne plimbăm. 239 de cai, dacă n-ați văzut materialele precedente. V300D, stăm bine la consum. Am făcut 650 de kilometri și încă mai avem motorină. Hai să vedem cum stăm cu informațiile de îndată ce... Oho, avem 201 km autonomie. Grozav, exact cum am spus, minimum 800 de km trebuie să facem cu mașina. Mai avem 3 liniuțe, dar eu o să alimentez pentru că aș vrea să scap de grija asta. Există chiar aici lângă pensiune o benzinărie undeva în zona aia și o să vedem cât mai înghite V-clasul nostru. După care pornim la drum astăzi la cazanele Dunării. Și am ajuns la Petrom ca să alimentăm. Pentru cei care sunt obișnuiți cu dubele, își dau seama că doar trebuie să cobor de la volan și să cauți aici zona de încărcare cu diesel. Și pentru că avem un Euro 6, avem și un AdBlue, dar ăla o să se aprindă ceva mai târziu. Luăm motorină standard. Să vedem cât încape. Iar plinul nostru, pentru că mai aveam ceva motorină, înseamnă cam 55 de litri și jumătate, cu un buget de 254 de lei. Gata, oameni buni, părăsim stația Petrom, unde ne-am făcut plinul, inclusiv cu cafele. Avem suficientă energie cât să pornim pe drumul cel bun. Iar drumul nostru cel bun trebuie să fie vreo 47 de kilometri până la Dubova. Ca să mergeți la cazanele Dunării, trebuie să urmați șoseaua DN6 din zona în care ne aflăm noi, până la Dubova, Eșelnița.
Iar dacă nu vă descurcați, puteți să intrați pe cazanele-dunării.com. Acolo o să aveți cam toate detaliile. Traseul nostru spre Dunăre din această zonă trece și prin Băile Herculane, o stațiune de la care așteptăm ceva mai mult, pentru că am văzut că nu e neapărat în cea mai bună formă a ei. Păcat, pentru că aici există apă termală încă din vremea romanilor. Cu toate astea, însă, așa cum ne stă nouă, din păcate, în caracter, lăsăm lucrurile de valoare să se degradeze. Sperăm în renașterea stațiunii și în momentul în care lucrurile vor arăta mai bine, promitem să o vizităm. Și am ajuns la Dunăre, frumos, liniște, pace. Uite, în zona aceea va trebui să mergem să ne plimbăm cu barca. Fiți foarte atenți dacă veniți în zonă, pentru că telefoanele au tendința să se cupleze în roaming la rețelele din Serbia și asta vă poate costa foarte mult, mai ales la internet, dacă mergeți cu navigația deschisă. Un mega este vreo 10 euro, așa că o să vă vină instant de la operatorul de telefonie mobilă din România mesaj că ați depășit 40-50 de euro, ceva în genul ăsta, și să vă dați acceptul să continuăm. Se văd bărcile, se văd iachturile, noi căutăm pontonul de la Dubova pentru a ne îmbarca spre o expediție de aproximativ o oră. Iată și pe capitanul nostru, care ne ajută cu îmbarcarea și ne spune unde să ne ducă astăzi. Ne aflăm în Golful Dubovei, mergem în cazanele mari, haideți. Stai așa, cazanele mari. Cazanele mici, peștera Punicova și peștera Veteran. La peștera Punicova să intrăm cu embarcațiunea sub munte, încât ne permite să observăm despre ce este vorba. Așa. Și apoi la peștera Veterani, unde o să coborâți, se află un domn de la Parcul Natural, care este și ghid turistic. Plătiți o taxă de 6 lei și puteți vizita peștera. Fața dumneavoastră se află Ciucarul Mare, este singurul loc din Europa unde lalelele galbene cresc în stare naturală pe stâncă. Veniți în luna aprilie, aveți ocazia să le vedeți. Să le vedem. Și o să mergem și la Tabula Traiana, monumentul istoric din anul 1406. Și mai vedem și la intrare în cazanele Fulul Decebal. Da, și la Chipriul Decebal. Mergem să vedem așadar cazanele mari, cazanele mici. O să ajungem într-o zonă în care adâncimea apei e aproximativ 75 de metri. Este cea mai îngustă Dunăre aici, cam 230 de metri. Ce e interesant e că există o zonă în care apa curge cam cu 5 metri pe secundă, ca să vă dați seama ce rapiditate există. Și o să mergem să vedem basorelieful lui Decebal, care este cea mai mare sculptură de acest gen în stâncă din Europa, realizată de Iosif Constantin Drăgan, de fapt omul de afaceri și istoricul amator a făcut sponsorizarea. Au lucrat vreo 12 ingineri alpiniști, din câte am înțeles, cam vreo 10 ani, din 1994 până în 2004. E important să știți că e un fel de Mount Rushmore de la noi, știți, muntele acelea de la american cu cei 4 președinți. E bine, ceva în genul ăsta avem și noi cu acest basorelief al lui Decebal, care are o înălțime de 55 de metri și o lățime de 25 de metri. Nu este terminat, este undeva la 70%. Fondatorul a fost Constantin Iosif Drăgan. De la bază are 55 de metri înălțime și 25 de metri lățime. O echipă de 12 alpiniști a lucrat timp de 10 ani. $1,000,000 a costat în stadiul în care se află acum. Decebalul Zrec Drăgan Fecit, regele Decebal făcut de Drăgan. 70% din construcție, $1,000,000 investiție. Nasul are vreo 7 metri și am înțeles că au avut probleme cu el, trebuie să se și vede. Bine ați venit în Serbia, iată Tabula Traiana. Împăratul Traian, când a venit să cucerească Dacia, practic a făcut un research cum să ajungă acolo. Și de aici, de pe malul Dunării, a evocat faptele de arme. Ia uite, Tabula Traiana. Are vreo 4 metri înălțime. Serbia, România. Adâncimea apei între 100 și 130 de metri, este canal navigabil. Partea stângă sus pe malul Sârbesc a fost un semafor pentru vapoare și barci. În fața dumneavoastră se află Ciucarul Mare. Este singurul loc din Europa unde lalelele galbene cresc în stare naturală pe stâng. Dacă veniți în luna aprilie, timp de unde o săptămână aveți ocazia să le vedeți. Prima săptămână din aprilie. Thank you.
poți să ajungi în sat pe aici, pe jos? Da, 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 din sat ajungeți aici, de partea de uscat și de aici în sat. Serios? Da. Și cam cât e pe sub munte? 1650 de metri. Wow, ce interesant. Aproximativ 1 km jumate de traversat. Da. La stânga, acolo jos. La stânga, intrați puțin. Bine, apă, e super fain, oricum. E interesant experiența. Data viitoare când veniți pe Dunăre, încercați complexul Egreta, sunt locuințele lacustre. O să le vedeți lângă Berzasca, deci destul de departe față de Cazane, la 20-30 de kilometri, dar cred că aici ar fi o super, super experiență. Și o să ziceți că suntem exact ca și Bear Grylls, cu supraviețuitorii în natură. N-am reușit în 3 ore și jumătate cât am făcut de la Dunăre să ne oprim pe marginea drumului. În ideea că niciuna dintre terasele pe care le-am văzut nu erau cam ce trebuia pe o zi toridă, așa că am venit la Sabres, în Timișoara, unde am găsit o terasă foarte faină. Uite și pești, relaxare, încercăm să mâncăm bine. Dacă n-am ajuns încă la mare din primul turneu din Redescoperim România, hai că am venit într-o zonă în care feelingul este oarecum asemănător. Terminăm primul nostru traseu chiar la Ghioroc, unde este o plajă foarte frumos amenajată pe malul unui lac, unde e foarte, foarte multă lume. Suntem la doar 10 km de Arad. Se întâmplă să fie feeling de sezon estival și asta ne place. Mulțumesc tare mult că m-ați urmărit în acest material, iar dacă vreți să vedeți ce alte locuri mai descoperim cu mașini speciale în România, rămâneți aproape.